Numele celor 40 de mucenici din Sevastia Armeniei sunt scrise cu litere de aur în Cartea Vieții. Aceștia au fost soldați romani care au format o comunitate de mărturisitori ai lui Hristos. Pentru că au refuzat să aducă jertfă idolilor, au fost aruncați goi într-un lac înghețat. Se întâmpla în localitatea Sevastia din Armenia, pe la anul 320, în vremea lui Licinius, împărat cunoscut ca mare prigonitor al creștinilor. Rezistența de care au dat dovadă în acel sfârșit de februarie avea să uimească o lume întreagă. Cei 40 de mucenici sunt cinstiți în Biserica Ortodoxă pentru tăria credinței lor și pentru puterea rugăciunii care au schimbat rânduiala firii. Multe minuni s-au petrecut în noaptea aceea. O lumină s-a revărsat din cer peste lacul înghețat pe care l-a topit, iar 40 de cununi strălucitoare au pogorât asupra lor. Unul dintre tineri, ieșind din apă din cauza neputinței, a murit îndată. Locul lui a fost luat de unul dintre soldații de pază, care, văzând minunile petrecute, a mărturisit credința creștină, a intrat în apa înghețată și a primit cununa lui Hristos. În zori, tinerii soldați au fost aflați vii și nevătămați, fapt pentru care au fost torturați prin zdrobirea picioarelor. După ce au răbdat toate aceste înfricoșătoare chinuri pentru dragostea lui Hristos, și-au dat ultima suflare. Rămășițele lor au fost arse, dar pentru că oasele au rămas întregi, au fost aruncate într-un râu. Episcopul Armeniei, în urma unei viziuni, le-a adunat din apele râului și le-a păstrat cu mare cinste. În timp, acestea au fost răspândite în întreg spațiul ortodox. Cei care doresc să aducă cinstire celor 40 de mucenici pot merge la Mănăstirea Sfântul Antim, la Schitul Darvari și la Biserica Mihai Vodă din București, acolo unde se află părticele din sfintele lor moaște. Prin cultul martirilor, biserica a pus bazele venerării sfinților. Fiecare dintre ei este mărturisitor, iar sângele lor este o sămânță care aduce noi roade. Aceste acte martirice, petrecute din zorii creștinismului și până astăzi, în Orientul Mijlociu, nu fac altceva decât să împlinească promisiunea Mântuitorului. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Potrivit tradiției, în ziua de 9 martie, de sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, femeile aduc la biserică 40 de colaci dulci în forma cifrei 8, ca simbol al veșniciei și dulceții vieții veșnice, pe care sfinții mucenici au pregustat-o încă din viața pământească. Testamentul lor este o mărturie greitoare în acest sens. Mai presus de toate, cinstiți iubirea, căci numai ea singură respectă datoria iubirii frățești și se supune legii lui Dumnezeu, căci prin fratele cel văzut se cinstește Dumnezeu cel nevăzut.